Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim principalele titluri ale ediției. Situație dramatică în spitalele Târgu Jiu, nu mai este niciun loc liber pentru pacienții COVID. Perioada de carantină a fost redusă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a luat o nouă decizie, despre ce este vorba, aflați imediat la știri. A început redistribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană. Câte pachete au ajuns la Târgu Jiu și cine beneficiază, aflați acum. Au fost vaccinați primii copii anticovid la Târgu Jiu. 8 minori au fost imunizați de la debutul campaniei. Acestora le-a fost administrat serul Pfizer și nici măcar unul nu a prezentat vreo reacție adversă. Părinții pot face programări în continuare, iar micuții vor primi serul împotriva coronavirusului la centrul de la stadionul municipal. Un număr de 8 copii au fost vaccinați anticovid în Târgu Jiu. Actul medical a decurs fără probleme, spun medicii din centrul de vaccinare. Pentru curajul de care au dat dovadă, minorii au primit și o diplomă. Bine, da, am vaccinat sâmbătă. Am avut 8 minori, cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani. Vaccinarea a decurs fără probleme, lucrurile au fost ok. Nu s-a întâmplat absolut nimic, chiar... Azi am vorbit cu părinții minorilor să-i întreb cum se simt, dacă au dezvoltat ceva efecte adverse. Absolut toată lumea a fost super în regulă. Așteptăm în continuare doritorii să vină. Toate lucrurile au decurs excelent. Să știți că au fost complianți. Absolut toți care au venit au fost bine pregătiți de acasă de către părinți. La noi lucrurile au decurs ok. Ne-am eliberat și o diplomă de... copil curajos, ca să zic așa. Na, am încercat să facem o atmosferă cât mai plăcută pentru ei, pentru că totuși este un act medical. Copiii nu reacționează foarte bine la tot ceea ce înseamnă acte medicale care presupun o injectare, o înțepătură. Dar nu, au fost chiar foarte, foarte ok. La copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, doza este mai mică decât cea utilizată la persoanele cu vârsta de peste 12 ani. Autoritățile au anunțat că minorii pot merge la imunizare și fără programare. Noi am încercat să maximizăm, sau încercăm să maximizăm cât putem de mult dozele pe care le-am primit de la DSP. Am primit un număr de 10 flacone, corespunzător a 100 doze de vaccin. Fiind fiecare flacon, se fac câte 10 doze. Este un vaccin produs de companie Pfizer, diferit față de cel dedicat persoanelor de la 12 ani în sus. Se face diluția, este o cantitate mai mică de ARN mesager, este o cantitate de 10 micrograme față de 30, cât este în doza obișnuită, ca să zic așa, cu care am vaccinat noi până acum. Se face inocularea cu 0,2 ml, nu cu 0,3. Fiind 10 doze, fiind o cantitate mai mare de doze decât în mod obișnuit, noi încercăm să grupăm cât mai mulți copii într-o anumită zi ca să nu avem pierderi foarte mari. Într-adevăr, vaccinarea a rămas sub aceleași auspicii, și cu prezentare directă la nivelul centrului de vaccinare, dar și prin programarea în platforma de vaccinare. Dacă persoanele se programează, noi sunăm, încercăm să grupăm cât mai mulți într-o anumită zi, bineînțeles și cu acceptul părinților, ca să fie lucruri convenabile pentru toată lumea, să nu fie vreo problemă, să creăm vreun disconfort sau ceva de genul. Până acum pot să spun că feedback-ul din partea tuturor a fost senzațional. Le mulțumesc pe această cale. Toată lumea a înțeles exact ce și cum și lucrurile s-au desfășurat senzațional. Cel mai mic minor vaccinat până acum în centrul de la stadion are doar 5 ani și o săptămână. În ziua în care România a bătut recordul la îmbolnăviri, 40.018 noi cazuri mai exact, secțiile COVID sunt pline. La Târgu Jiu nu mai este niciun loc liber, iar la ATI au mai rămas doar 4 paturi, insuficiente pentru pacienții care au nevoie de oxigen. Medicii cu greu fac față numărului mare de internări, pentru că mai toate secțiile sunt pline ochi.
40.018 cazuri noi, un nou record de la debutul pandemiei s-a înregistrat astăzi, este un record absolut, iar spitalele au început să cedeze. Spre exemplu, la Târgu Jiu, locurile pe secțiile COVID s-au epuizat rapid, iar la ATI au mai rămas doar câteva locuri libere. În prezent, la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, avem internați 50 de pacienți pe un total de 50 de paturi, astfel că secția este în prezent plină. Dintre aceștia, 35 de pacienți sunt nevaccinați, iar la compartimentul ATI COVID din cadrul Spitalului Județean avem internați 15 pacienți pe un total de 19 paturi. Dintre cei 15 pacienți internați, unul singur este vaccinat. În județ, situația este una și mai critică. Zeci de bolnavi așteaptă cu speranță eliberarea unui pat la terapie intensivă pentru că locurile s-au epuizat rapid. Direcția de Protecție Socială din Târgu Jiu a reluat distribuirea pachetelor de la Uniunea Europeană. Peste 1000 de pachete cu alimente și produse de igienă își așteaptă beneficiarii, persoane cu dizabilități. Fiecare persoană eligibilă va primi cu titlu gratuit câte 2 pachete. Distribuirea pachetelor a început ieri și până acum au fost împărțite 100 de cutii. Peste 1000 de pachete constând în alimente și produse de igienă sunt distribuite prin Direcția Publică de Protecție Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Ajutoarele sunt acordate persoanelor cu handicap din municipiu. Acum primesc aceste ajutoare de la Uniunea Europeană, doar cei care nu au primit în luna septembrie. Atunci a fost un deficit de pachete, iar mai multe persoane au rămas cu ochii în soare. Da, tot ce se află pe această masă constituie un pachet care îl distribuim persoanelor cu handicap, grav și accentuat, care nu au primit pachetul în luna septembrie, că atunci am avut un deficit de aproximativ 2000 de pachete, pe care încercăm să ajungem la această concurență a sumei în prezent. Am început distribuirea cu ieri, 31 ianuarie 2022. Eram distribuit aproximativ 50 de pachete. De la prima oră distribuirea continuă și oamenii vin. Este foarte bine că nu este aglomerat ca în septembrie. Acum sunt pachete pentru aproximativ toate persoanele care nu au ridicat și oamenii vin destul de ok ca să nu se îmbulzească și să păstrăm și distanțarea socială și să menținem și măsurile acestea de siguranță. Oamenii se bucură de cutiile pline cu săpun, șampon, detergent, pastă și periuțe de dinți, dar și de alimentele care se regăsesc în pachet. Tot ce este pe masă constituie pachetul. Un pachet cu produse alimentare care este compus din cele 4 sticle de ulei, pateu, compot, gem, conserve de carne de porc și de vită, făină, orez, paste făinoase, zahăr și mălai. De asemenea, pachetul cu produse de igienă, după cum se vede, conține 2 pungi de detergent, una de 900 de grame, cealaltă de 1,800 de grame, șampon pentru adulți, șampon pentru copii, săpun lichid, pastă de dinți și periuțe de dinți. Deci o persoană care are gradul accentuat sau grav poate să se prezinte și primește acest pachet care se află pe această masă, de fapt două. Pachetele se împart cu respectarea regulilor de protecție sanitară. În centrul de distribuție de la stadionul municipal va intra pe rând câte o persoană. Aceasta trebuie să poarte masca de protecție și să păstreze distanțarea socială. A pornit operațiunea de curățare și spălare a străzilor din cartierele municipiului Târgu Jiu. Mai multe străzi au fost spălate mecanizat în acest weekend, iar autoritățile locale vor continua acțiunea. Va fi stabilit inclusiv un program după care se va interveni pe străzi, asta pentru ca șoferii să știe să nu își lase autoturismele parcate în zonele respective. La Târgu Jiu a început deja curățenia de primăvară. Zeci de angajați ai Edilitara au fost angrenați pentru curățirea orașului. Potrivit primarului municipiului Târgu Jiu, deja mai multe străzi au fost spălate cu utilaje speciale. Începem, știți foarte bine că înainte perioada de curățenie era undeva după data de 1 martie. Am considerat că în acest moment condițiile ne permit să începem deja cu sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, cu anumite străzi și bulevarde din municipiul Târgu Jiu, continuând cu cartierele. Mai ales în perioada de weekend. De ce am ales weekendul? Pentru că o parte dintre autoturismele parcate de pe raza municipiului Târgu Jiu, pe perioada weekendului nu mai apar pe străzi și în cartiere și curățenia se poate face mult mai ușor. De săptămâna viitoare, autoritățile vor anunța și programul de curățare a străzilor, asta pentru ca cetățenii să evite parcarea autoturismelor în zonele vizate în acest interval orar. De săptămâna viitoare vom aduce la cunoștință tuturor cetățenilor cartierele și străzile și bulevardele municipiului Târgu Jiu, unde societatea Edilitara va interveni.
tocmai pentru a putea cumva realiza această curățenie în condițiile cele mai bune. Adică cetățenii trebuie de pe bulevardele respective să ridice mașinile și pe perioada în care se desfășoară sâmbătă sau duminică să le ducă într-un alt loc de parcare. Acțiunile de curățenie se vor demara și cu ajutorul poliției locale, care va interveni dacă este cazul. Și zeci de spectacole sunt programate anul acesta în municipiul Târgu Jiu. În primăvara și toamna acestui an, copiii vor da spectacole în mai toate cartierele din oraș. Potrivit primarului Marcel Romanescu, Palatul Copiilor, Liceul de Arte și Fanfara Armonia sunt instituțiile care sprijină aceste evenimente. Nici nu a fost aprobat bugetul municipiului Târgu Jiu, că autoritățile locale au și stabilit ce evenimente vor avea loc la Târgu Jiu. Mai multe evenimente care se desfășurau în zona centrală vor fi mutate în alte zone, iar cetățenii vor avea parte de distracție și la periferia orașului, precizează Romanescu. Deși bugetul nu este încă aprobat, urmează cam zile următoare să aprobăm bugetul municipiului Târgu Jiu împreună cu Direcția de evenimente, am stabilit un program pentru evenimentele din lunile de primăvară, martie, aprilie, mai și lunile de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, pentru spectacole pe care le organizăm în cartierele municipiului Târgu Jiu. Aici trebuie să-și dea concursul, pe de o parte, instituțiile subordonate nouă sau care se află în coordonarea noastră, și aici mă refer la Teatrul Elvira Godeanu, Fanfara Armonia, cu care avem un contract pentru două evenimente pe săptămână, iar evenimentul de joia nu se mai va desfășura în Parcul Central, ci se va desfășura în câte un cartier al municipiului Târgu Jiu, dar și Palatul Copiilor, Liceul de Arte și, din discuțiile pe care le-am avut, Colegiul Național Spiru Haret, care vor pregăti un program special într-una dintre zilele de la sfârșitul săptămânii. Primarul Marcel Romanescu spune că vrea să organizeze spectacole în fiecare cartier din oraș. Vrem să organizăm evenimente în cartier de joia până sâmbătă, joi, vineri și sâmbătă, pentru cetățenii din cartier. Pe modelul pe care l-am brevetat în această iarnă și pe care l-am pus în practică în parcul de la Lido, luăm în calcul organizarea 12 de evenimente în 12 cartiere din municipiul Târgu Jiu, a câte 3 zile. De exemplu, joia, Fanfara Armonia va avea un spectacol. Vinerea, copiii de la Palatul Copiilor, Liceul de Arte sau Colegiul Spiru Haret, un alt spectacol. Sâmbătă, urmând ca Teatrul Elvira Godeanu să poată să pună în operă o piesă pentru cetățenii din acele cartiere. Vrem puțin să ieșim din zona centrală și din incinta Teatrului Elvira Godeanu sau din incinta Palatului Copiilor sau a Liceului de Arte spre cartierele din municipiul Târgu Jiu. În luna decembrie anului trecut, în parcul de la Lido, au avut loc mai multe spectacole, iar edilul vrea să păstreze tradiția și în 2022. Depășire criminală pe Valea Oltului, surprinsă de un participant la trafic pe camera de bord. Un șofer irresponsabil a făcut o depășire periculoasă și a fost la un pas să producă un impact frontal. Șoferul unui alt autoturism care circula pe sens opus a fost efectiv nevoit să tragă pe dreapta pentru a evita coliziunea. Imaginile incredibile au fost postate în mediul online, însoțite de comentariul șoferului care era la un pas să fie strivit. Era să omori doi copii și doi adulți. Am încheiat citatul, a scris șoferul care a trecut prin clipe de groază. Haideți să urmărim imaginile care nu mai au nevoie de niciun fel de comentarii. Accident rutier în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața s-a petrecut în județul Olt. O mașină a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de Cristinel Cârloganu, fost director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Acesta ocupa în prezent funcția de director, Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. El a decedat pe loc în urma impactului devastator.
Impactul a avut loc pe drumul european 574 în județul Olt la ieșirea din Jitaru. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier Olt. Din primele verificări, aceștia au constatat faptul că în eveniment, între localitățile Valea Mare și Jitaru, au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar șoferii, respectiv doi bărbați cu vârstele de 25 și 61 de ani. În urma evenimentului, bărbatul în vârstă de 61 de ani a decedat. A transmis IPJ Olt prin intermediul unui comunicat de presă. Și tânărul care a intrat pe contrasens a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. O tânără de 22 de ani din Vâlcea a fost prinsă de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși consumase substanțe interzise. Ea a fost trasă pe dreapta în trafic și testată cu aparatul drug test. Rezultatul a fost pozitiv pentru substanța ecstasy și a fost dusă la spital pentru recoltarea de probe biologice. Tânăra s-a ales cu dosar penal. Tânăra de 22 de ani din Băile Olănești, județul Vâlcea, a fost prinsă drogată la volan pe raza localității Vlădești, acolo unde polițiștii făceau o razie în trafic. Tânăra a fost și atrasă pe dreapta și testată de polițiștii de la rutieră. Tânăra a fost supusă testării cu aparatul drug test, iar în urma testării, rezultatul a fost pozitiv pentru substanța ecstasy, tânăra fiind condusă la o unitate spitalicească unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea determinării cu exactitate a substanțelor consumate, a transmis IPJ Vâlcea. Cercetările în acest caz sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Hotel Dacian, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Un angajator din comuna Polovrage a fost sancționat de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj cu suma de 80.000 de lei pentru folosirea în activitatea 4 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă în domeniul construcțiilor, respectiv împrejmuirea unui teren pe raza orașului Bumbejiu, sat Curtișoara. În perioada 25-29 ianuarie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat 71 de controle care au vizat atât relațiile de muncă, cât și
securitatea și sănătatea în muncă, fiind aplicate 30 de amenzi contravenționale în cuantum de 231.000 de lei și dispuse 180 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Șeful ITM Gorj, George Romanescu, atrage atenția angajatorilor că primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă decizie privind instituirea măsurii carantinei, perioada fiind redusă comparativ cu perioada anterioară acestei decizii. Potrivit deciziei CNSU, se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării în România. Autoritățile spun că se modifică excepțiile de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României și se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 5 zile pentru contactii direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Totodată sunt excepții de la măsura carantinei contactii direcți dacă se află în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2. Premieră la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, reprezentanții instituției invită toți târgujienii la premiera spectacolului De ce suflăm în păpădie. Este un spectacol interactiv, viu, actual. Un one-woman show spectaculos și incitant cu Rodica Gugu Negrescu în regia lui Marian Negrescu și scenografie Florin Olaru. Premiera va avea loc sâmbătă 5 februarie ora 18, iar prețul unui bilet este de 30 de lei. Spectacolul va fi pus în scenă și duminică 6 februarie, atunci când prețul unui bilet va fi de 20 de lei. Biletele se găsesc la Agenția Teatrului, informații și rezervări la 0736 647 432, dar și online pe www.tomtix.ro. Accesul se va face conform normelor în vigoare. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru primele săptămâni din luna februarie și au transmis că în Oltenia vremea va fi caldă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În următoarele două săptămâni vremea se încălzește în toată țara și doar noaptea se vor mai înregistra temperaturi sub pragul de îngheț. Așadar, în primele două săptămâni din luna februarie, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Media maximelor termice va fi cuprinsă între 4 și 8 grade, iar a minimelor între -5 și 0 grade. Precipitații slabe vor fi pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare între 5 și 7 februarie. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-am rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!